Nu doar protestatarii români aflați în Piața Victoriei au încasat bătaie de la jandarmi, patru turiști israelieni s-au trezit vineri noaptea în mijlocul unui război ce nu le aparținea. Aceștia se deplasau cu un taxi de la hotelul unde erau cazați și voiau să ajungă la un restaurant, când, aflați în zona conflictelor, au avut parte de o poveste revoltătoare. Jandarmii i-au oprit și i-au bătut. Ce să nu mai filmăm? Incidentul e cu atât mai grav cu cât a declanșat un conflict diplomatic. Turiștii au povestit pentru un post de televiziune israelian cum au încercat să le explice jandarmilor că ei nu au nicio legătură cu protestul. Le-au arătat chiar și pașapoartele, dar fără niciun rezultat. Ambasada Israelului a reacționat dur într-un comunicat de presă. Considerăm acest incident ca fiind inacceptabil și extrem de serios. Turiștii israelieni care au avut de suferit de pe urma intervenției brutale vor depune plângere penală împotriva agresorilor, au transmis reprezentanții ambasadei.